Bună, azi vreau să vă arăt un Fiat Ducato de 15 metri cub, este un L5H2, așa arată mașina. O să vă arăt puțin partea exterioară, așa arată ea din lateral, are apărător de noroi față-spate, este un L5H2, după cum v-am spus, maxi. O să vă arăt imediat și partea cealaltă, din interior. Haideți să deschidem. Așa. Aici puteți vedea spațiul de marfă și ce ține de el. Noi de obicei aici le capitonăm și le mai punem niște izolații suplimentare ca să nu se zgârie. Să vă arăt și din lateralul acesta. Mașina e interesantă. Pentru noi, cel puțin una dintre mașinile care se vinde cel mai bine. Din principiu se vinde 15 și 17 metri cubi, asta fiind modelier 2022. Are noua față de ușă, oglinzile electrice și ce mai ține de partea de comenzi. Geamurile și închiderea, deschiderea din spate, scaunul cu cotieră. N-am apucat încă să-i facem pregătirea de livrare, urmează să o livrăm la un client. Spațiu de depozitare sub plafon cabină, haideți să urcăm. Așa arată bordul la modelier 2022. Să punem și contactul, l-ați văzut în celelalte videoclipuri ale noastre. Cam așa arată el. Așa. Și așa arată partea de interior la mașinile care vin de la fabrică. Aici aveți spații de depozitare, după cum am spus, și acolo aveți suportul pentru telefon și pahare. Asta este configurația mașinii. Este un L5H2, după cum v-am spus. O să vă arăt un pic și partea de motor. Vedeți cum arată și acolo. Este 2.2 de 140 de cai putere. Cam asta e mare parte Ducato de 15 metri cub. Să închidem și ușa ca să-l vedeți frumos. Așa. Arată bine, noi vă așteptăm pe la noi să le vedeți, avem câteva pe stoc și se pot livra foarte repede. Vă mulțumesc!